La Teatrul Maria Filoti din Brăila a avut loc astăzi prima etapă a concursului de șah Brăila, orașul cu salcâmi. Competiția se va desfășura pe parcursul a 4 zile și se va încheia duminică 15 august la sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului. În această perioadă se desfășoară la Brăila, în cadrul Teatrului Maria Filoti, un concurs de șah pentru copii care își desfășoară activitatea la centrul de tineret al Bisericii Nașterea Domnului. Copiii provin din orașele Brăila și Galați. Activitatea noastră, care se desfășoară în cadrul centrului de tineret al Bisericii Nașterea Domnului din Brăila, este una de lungă durată datorită colaborării foarte bune pe care o avem cu biserica și de mai bine de 7 ani acești copii își desfășoară activitatea cu rezultate foarte bune atât pe plan național și internațional. În perioada aceasta Primăria Municipiului Brăila desfășoară foarte multe evenimente în cadrul zilelor Municipiului Brăila și totodată acest concurs de șah clasic intitulat Orașul cu salcâmi, ceea ce este o tradiție pentru orașul nostru, unde participă foarte mulți copii din orașul nostru și din Galați. Toată lumea știe că a debutat cu puțin timp înainte prima ediție a Festivalului Internațional de Șah Clasic intitulat Aldara, la care am avut participanți și din Germania și din Republica Moldova. Au venit copii în număr mai mare decât ne-am așteptat. E o alternativă foarte frumoasă și foarte bună de a se preocupa copiii într-un mod benefic față de recunoscutele telefoane, că toți copiii sunt preocupați de tehnologie, de smartphone-uri și atunci este un mod benefic ca acești copii să-și ocupe timpul într-un mod mult mai plăcut decât aș petrece cu ochii în telefon. În perioada vacanței de vară se desfășoară la Brăila o serie de activități educative și recreative dedicate copiilor. Între acestea, un loc important îl ocupă concursurile de șah, organizate de Clubul Sportiv Micul Prinț din municipiu, în colaborare cu Arhiepiscopia Dunării de Jos, Parohia Nașterea Domnului și Primăria Municipiului Brăila. Centrul social, cultural al Parohiei Nașterea Domnului din Brăila, care a luat ființă acum peste 10 ani, a început să desfășoare activități sociale, mai întâi în cadrul cantinei sociale, unde zilnic se oferă hrană la peste 100 de persoane, 150 de persoane. Apoi, grija față de copii am manifestat-o și în cadrul programelor inițiate de Patriarhie prin Arhiepiscopie, adunând aici, în acest loc, copii care, apropiindu-se de Dumnezeu, își arată dragostea fie în pictura de icoane, cum se vede toate aceste icoane fiind pictate de copii, apoi prin activitățile desfășurate în cadrul Clubului Micul Prinț, în care noi ne implicăm, oferindu-le nu doar spațiu, ci și mijloace logistice și îi susținem în concursurile pe care le desfășoară local, pe plan național sau internațional. Copiii care au participat zilele acestea la cursurile de pregătire pentru competiția sportivă Brăila, orașul cu salcâmi, au fost vizitați și de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Ierarhul i-a binecuvântat și i-a felicitat pe concurenți pentru alegerea acestui sport al minții. Eu vin la Clubul de Șah Micul Prinț Brăila, la Catedrală, pentru că îmi place foarte mult șahul, îl moștenesc pe tata de mic la șah și am vin acolo să joc de plăcere, să-mi fac prieteni noi. Și îmi place foarte mult jocul acesta, este pentru gândire și te ajută foarte mult la școală, te ajută să-ți dezvolți gândirea foarte bine. Eu particip la Catedrală, la Micul Prinț Brăila, unde am învățat să joc șah și să fac apărări și multe deschideri. De cât timp particip la acest curs? De 3 ani jumate și fac prieteni noi cu care joc la concursuri și în echipă cu ei. Festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului de șah va avea loc duminică 15 august pe Esplanada Primăriei Brăila.